Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, președinta Academiei de Coaching din România și acum continui călătoria noastră extraordinară și minunată în care răspund la întrebările voastre despre viață, despre diverse situații, despre diverse mecanisme cu care vă întâlniți și poate nu le mai dați de cap, nu știți ce Dumnezeu se întâmplă acolo, că na, în perioada asta stând cumva și acasă și având destul mult timp liber, e posibil să vă vină diverse idei. Sper eu idei constructive, da? Nu din alea destructive. Sper eu idei constructive în care să vă puneți niște întrebări, să folosiți timpul acesta pentru a vă cunoaște, pentru a vă crește puterea personală, desigur pentru a reuși să trecem cu bine peste această perioadă, care este într-adevăr o perioadă de încercări. Însă, să fim serioși, nu este chiar cea mai groaznică perioadă din viața noastră, că până una alta, o parte dintre noi putem stăm acasă, cum sunt eu, de exemplu, și am să vă zic un secret, vedeți că am cercei, sunt îmbrăcată frumos, dar să știți că pantalonii sunt de stat în casă. Chiar soțul meu râdea el de mine, zic, mi-a zis să știi că dacă nu spuneai cercei la pantalonii aia nu se potrivea ținuta ta. Așa că haideți să ne distrăm, haideți să ne simțim bine. Desigur, în timp ce trecem cât de cât și peste lucrurile care ne blochează în vremea asta, inclusiv la mine ciuful meu a crescut super mult și evident că n-am unde să-l tun, n-am unde să-l aranjez, așa că îl las să crească. Asta este partea bună a lucrurilor. Bun, haideți să procedem la întrebările noastre. Am primit și în formularul vostru, al vostru, formularul pe care vi l-am pus la dispoziție, n-am ajuns încă la ele, ca să știți, adică acum o să vorbim tot de întrebările din zilele trecute, dar zilele următoare reușesc. Așa că să creștem împreună, dragilor, acesta este darul meu pentru voi. Îmi pun la dispoziție cunoașterea, îmi pun la dispoziție înțelepciunea, îmi pun la dispoziție experiența și de asemenea toată iubirea de care sunt capabilă, astfel încât să vă susțin în a trece cu bine peste această perioadă și desigur și a mă susține pe mine, că știi cum e, din ce dai, din aia ai și mai mult decât atât, din ce dai, din aia îți aduce o formă extraordinară de sănătate, de bucurie, de optimism și așa mai departe, pentru că este important să știm să fim oameni, să ne facem util și să contribuim prin ceea ce noi putem la a ajuta pe ceilalți. Așa, dragilor, mergem mai departe. Rămăsesem ieri la întrebarea 54. Așadar, întrebarea 54 este: cum scăpăm de obiceiul de a-i pune pe ceilalți pe primul loc în viața noastră? Ok. Aici este foarte important de înțeles că în momentul în care tu îi pui pe ceilalți pe primul loc în viața ta, nu le faci un mare bine și să-ți explic de ce, pentru că oamenii aceia vor învăța că ei trebuie să fie pe primul loc în viața altuia, dar în același timp să fie pe ultimul loc în viața lor. Adică, practic, vor modela de la tine, vor copia de la tine acest comportament care este destul de dăunător, pentru că, într-adevăr, exceptând, practic, oamenii care, într-adevăr, depind de tine, de genul copiii tăi, că alți oameni n-ar trebui să depinde de tine, decât copilul tău până la 18 ani, că asta e, are nevoie de hrană, are nevoie de școală, are nevoie de de toate. Și evident că are nevoie de părinte să poată să crească sănătos, are nevoie de un ghidaj al unui adult. În rest, ceilalți oameni n-ar trebui să depindă de tine. De aceea, practic, când cineva depinde de tine și tu îi pui pe primul loc în viața ta, în esență, de fapt, le faci mai mult rău decât bine, pentru că îi înveți în sens negativ să nu-și asume consecințele de deciziilor lor, să nu crească, practic să rămână copii, chiar dacă au 40-50 de ani, să nu crească pentru că e cineva acolo care le rezolvă toate problemele, să nu-și asume propria fericire, propria iubire și așa mai departe. Și probabil că știi, aici zic pentru că și eu am fost maestră, fraților, la a-i pune pe alții pe primul plan, de la părinți, frați, surori și așa mai departe. Și probabil că știi, cum am descoperit și eu, că în realitate de fapt nu-i ajut și culmea, cei oameni nici măcar nu sunt fericiți. Culmea. Că tu zici, băi, ok, mă sacrific pe mine, pentru tine, pentru a-ți fi ție bine și într-un final zic și eu că-mi vine așa o răsplată, măcar la nivel spiritual, că uite, celălalt e fericit, e încântat, e nu știu cum și atunci pot să fiu și eu fericită. Și ce să vezi, frate, nici măcar faza asta nu funcționează. Adică lucrurile te apucă toate spumele, nu știu dacă pe tine, da, dar pe mine mă apucau toate spumele, pentru că observam că de fapt efortul meu era în zadar. În schimb, este o diferență. De când am început să mă pun pe primul loc în viața mea,
Am descoperit într-adevăr că pot să fiu fericită și ghiși ce? Am descoperit că pot să fac și alți oameni fericiți învățându-i cum să facă același lucru. Adică, ok, să nu îți imaginezi că dacă te pui pe primul loc în viața ta înseamnă că ești egoist și calci peste cadavre. Nu, atunci vorbim într-adevăr de zona aceea, dar nu. Să te pui pe primul loc în viața ta înseamnă ca tu să fii actorul principal din viața ta, înseamnă ca tu să te iubești pe tine, să te respecti pe tine, să crezi în tine, astfel încât practic să devii un mod de viață și un model de viață sănătos pentru cei din jurul tău. Asta înseamnă, de fapt, să te pui pe primul loc. Înseamnă să nu mai cedezi, să te calci pe tine în picioare pentru a-i face eu știu ce favor altuia, că s-ar putea să se supere sau din contră, s-ar putea să iasă din codependența față de tine și să vezi, Doamne, să te lase sau eu mai știu ce. E clar că acele relații nu sunt bazate pe ceva sănătos, ci sunt bazate pe diverse nevoi pe care vi le împliniți reciproc și nu din alea sănătoase, evident. Nu știu că există nevoie sănătoasă, dar asta e partea a doua. Bun. 55. Cum ne comportăm în fața unui partener căruia este foarte ușor să-ți evidențieze defectele, însă nu are curaj să-ți facă complimente, iar atunci când o altă persoană îți dă un feedback negativ, pe el bufnește râsul. Ok. Păi este foarte simplu. Educație și stabilire de granițe. Deci așa, practic, te comporți în fața unui comportament, unui partener care te critică continuu. Să-i spui, ok, nu vreau să mai aud de la tine ce defecte am. Punct. Nu mă mai interesează. Dacă poți să trăiești cu mine așa cu defecte, bine. Dacă nu poți să trăiești cu mine așa cu defecte, iarăși bine. Pentru că nu o să vedem, frate, niciodată perfectă. Și în niciun caz nu o să devin perfecțiunea pe care tu o vrei. Pentru că asta ar însemna ca eu să mă las modelată 100% de nevoile și dorințele tale și să devin o ceva. Oricum nu voi putea să devin nici măcar acel ceva, pentru că ce este în capul tău nu poate fi echivalat cu un om real, da? Deci idealul din capul tău nu poate fi echivalat cu un om real. Așa încât hai să trecem cu picioarele pe pământ, hai să ne asumăm relația și hai să vedem cum facem și tu și eu, astfel încât să nu ne abuzăm sub formă de critică. Am mai auzit eu o fază, dar eu îți vreau binele, de-aia îți spun adevărul. Da, adevărul este al tău, celui care îl spune. Aluia este adevărul. Nu este al meu. Nu înseamnă că adevărul tău egal cu adevărul meu. Nu înseamnă că dacă tu spui despre mine că sunt, nu știu, delăsătoare, asta să însemne și pentru mine că sunt delăsătoare. Nu neapărat. După ideile tale. Poate după ideile tale spui că sunt prea lentă sau prea habar n-am cum. Ok, n-ai decât. Poți să trăiești cu mine așa bine. Nu poți iarăși bine. A, e adevărat în schimb că dacă eu, de exemplu, te abuzez pe tine, te înjur, te bălăcăresc, te hămălesc așa, ca și cum ai fi un handicapat pe care eu trebuie să-l mici de colo-colo, și nu handicapat în sensul de dizabilitate fizică sau mentală, ci pur și simplu în sensul ăla din popor, atunci evident că, de fapt, produc un abuz asupra ta și este absolut firesc să-mi aduci anumite critici, dar sub formă de feedback în care să-mi spui stai un pic că mi-ai încălcat granițele, nu mai fa asta, nu mai fa aia. Deci despre asta e vorba. Una e să-mi spui că uite, părul tău stă ca la țațaleana. Asta este un abuz. Băi, lasă-mă în pace cu părul meu, nu are decât să stea cum vrea. Sau uite, na, cum e posibil că uite, ai pantaloni de stat în casă. Da, ia uite, ai și cercei și ai și bluză frumoasă, dar ai și cercei, ți-ai dat și cu spumă în cap, te-ai și machiat, dar pantalonii tăi sunt de țațaleana. Așa, și îmi plac mie pantalonii mei de țațaleana. Ce treabă ai? Atâta timp cât nu te afectează pe tine. Înțelegi? A, dar dacă eu stau ca o matracucă din aia pe capul tău, știi, taca, 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 și spun, aia e bine, aia nu-i bine, adică te abuzez în toate felurile, atunci ai dreptul să spui, oprește-te, comportamentul ăsta nu îmi face bine. Așa încât este important să vezi dacă acele critici se referă la relația dintre voi sau se referă la tine personal, pentru că este o diferență. Dacă ai o relație cu cineva și toată lumea din lumea asta ai o relație cu cineva, măcar cu sine, dacă nu cu alții, dar sigur are o relație cu cineva și din exterior. Este important să ascultăm feedback-ul celuilalt, acea critică a celuilalt, dacă are legătură cu relația noastră. Adică dacă omul respectiv îmi spune, uite, vorbești prea tare, te rog frumos, vorbește mai încet sau nu țipa când te enervezi. Ok, astea sunt chestii constructive de care eu pot să țin cont. Nu mi-încalcă nicio valoare de-a mea importantă astfel încât să spun stai că mi-ai încălcat granițele. Nu, pentru că e vorba de ceea ce ne interesează pe amândoi. Dar dacă celălalt îmi spune despre chestii pur personale de ale mele, cum mă îmbrac, ce mănânc, cu cine vorbesc, cu cine nu vorbesc și lucruri de genul ăsta care să nu afecteze relația. Că dacă vorbesc cu un amant, normal că îl afectează pe soțul meu. Acum hai să fim serioși, da? Și așa mai departe. Deci,
ai înțeles ideea. Nu-mi doresc să înțelegi ideea că e important de analizat și de văzut dacă este într-adevăr o formă de abuz sau este pur și simplu o formă de a construi o relație sănătoasă. Pentru că granița uneori e destul de fină. Cum să trec de blocajul mental care apare la jumătatea drumului în realizarea scopului propus? Spre exemplu, la început mă entuziasmez și merge ok o perioadă, apoi energia scade și apare altceva ce îmi schimbă direcția. Păi este foarte simplu. Este foarte simplu. Cum să-ți menții motivația pe termen lung? Aici sunt două aspecte de luat în calcul. Pe de o parte, când este ok să-ți menții motivația și când este ok să schimbi macazul, să te apuci de altceva, chiar dacă n-ai ajuns la ceea ce ți-ai dorit. Hai să luăm pe rând. Când este ok să-ți menții motivația în urma unei analize? Deci este foarte important ca în drumul obiectivului tău tu să-ți faci o analiză cost-venit continuă. Adică zilnică, săptămânală, acum nu știu ce fel de obiectiv e. Și să constați că dacă la un moment dat prețul pe care îl plătești devine prea mare pentru obiectivul respectiv, pentru, sau mai bine zis, pentru beneficiul obiectivului respectiv, aici este un mecanism foarte interesant, este nevoie să pui în stand-by în acel moment obiectivul, să-ți îndrepți atenția spre altceva. Până când, ai uitat ce ai pățit, cum zice soțul meu, el așa zice... Hai să mai luăm o pauză, să uităm ce am pățit și după aia o luăm de la capăt. De ce să faci treaba asta? Pentru că altfel, emoțional vorbind, simți că ai investit foarte mult și devine obiectivul tău mult prea scump. Iar când îl obții, nu te mai poți bucura de el pentru că ai plătit un preț prea mare. De aceea este important să analizezi, da? Dacă ești în situația asta, este foarte ok să te oprești, să pui obiectivul în stand-by, să-ți vezi de drum mai departe. Dacă nu ești în situația asta, este nevoie să vezi dacă nu cumva suferi de autosabotaj datorită unei frici de succes. Posibil să ai o frică de succes, am explicat ieri, nu mai explic și astăzi. În video de ieri găsiți că am desfăcut mecanismul fricii de succes și de eșec. Astfel încât, practic, știi bancul ăla? Ci că erau niște nebuni într-un spital, probabil că îl știi. Că de pe vremea lui Pazvan Techioru, deci erau niște nebuni în spital și a venit medicul și a spus: domne, eu cred că voi sunteți sănătoși. Deci dacă reușiți să săriți 100 de garduri, înseamnă că sunteți sănătoși și plecați acasă. Și v-ați atins obiectivul că sunteți sănătoși și gata. Oh, super tare, încântați toți nebunii din spital, bla bla bla, ho ho, gata, plecăm acasă. Bun, să sărim gardurile și după aia plecăm acasă. Super! Și ce crezi că se întâmplă? Sar, au ajuns la gardul 99. Îi vezi pe toți, parcă s-a pus un zid în fața lor. S-au oprit cu toții. Și medicul: hai, mai aveți un gard! Săriți și ați plecat acasă! Nu vă ține nimica! Am obosit, nu mai putem. Și-au luat-o înapoi și-au sărit 99 de garduri. Eu te întreb, asta e o metaforă, da? Eu te întreb, de câte ori în viața ta n-ai sărit 99 de garduri și te-ai oprit obosit în fața porții cu poarta goală și tu n-ai dat șut să bagi un gol? De câte ori n-ai făcut treaba asta? Eu de un milion de ori n-am făcut-o. Până mi-am dat seama că în spate am diverse mecanisme, așa încât e nevoie să te descoperi pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Stai să beau un pic de apă. Ah, ce bună e! De fapt e ceai. Ok. Mă poți ajuta să pot totuși să călătoresc chiar dacă trebuie să stau în casă? Locuiesc în Italia, Lombardia, mulțumesc. Desigur, în vremurile noastre... Cea mai importantă călătorie, dacă tot stai în casă și așa mai departe, este aceea spre tine. Spre a descoperi frumusețile extraordinare pe care le ai în interiorul tău și de care tu habar nu ai. Este o variantă. Desigur, în același timp, în momentul de față, poți să faci tururi virtuale la diverse locații, diverse peisaje extraordinare, la diverse chestii din exterior. De la muzee, la localități, la fiorduri, la orice vrei. Acum, din punctul meu de vedere, este important, dacă tot ai acest timp, să îl folosești, dar depinde acum de importanța fiecăruia, eu îi dau o importanță anume, dacă tot am timp să-l folosesc călătoriei spre mine. Chiar mi-a plăcut, am avut o colegă în academie, o absolventă, nu mai știu ce cursuri a făcut împreună cu mine, cred că cele de coaching, ambele, dar mă, nu mai contează, care a spus că de fapt și de drept Academia de Coaching s-ar putea numi Agenția de Voiaj Academia de Coaching, care te învață cum să călătorești spre tine însuți. Și mi s-a părut super tare și am zis: da, frate, deci chiar așa este. Așadar,
Nu știu dacă vrei să călătorești în exterior. Și aici este simplu. Dacă vrei să călătorești în exterior, ai tot felul de resurse. Poți să cauți pe Google tot ce vrei tu și poți să vizualizezi, să trăiești, să fii exact acolo, în acele locuri. Pe de altă parte, poți să folosești timpul să călătorești spre tine. E adevărat că, na, știi cum e? La începutul oricărei călătorii, începe cu leacă de stres. Da, cum o fi, cum nu o fi, ce bagaje să-mi iau, îmi iau multe, îmi iau puține, dacă mă pun ăștia să plătesc ceva în plus la bagaje, bla bla. Călătoresc cu cine? Călătoresc singură, călătoresc cu mama, călătoresc cu fratele, cu sora, cu... dar cum o să fie, cum nu o să fie? Deci ai un pic de râcâială din asta la început. E un amestec așa de entuziasm cu frică, câteodată cu un pic de panică. E acolo un amestec. La fel este și cu călătoria spre sine. E același amestec, așa încât important este să treci de acest amestec și să-ți dai seama că, de fapt, urmează o călătorie extraordinară și minunată în interiorul tău. Chiar dacă la început, poate să fie mai cușontă, poate pierzi un avion, știi? Nu contează, pentru că se întâmplă într-un final lucruri minunate. 58. Cum pot trece peste atacurile de panică provocate de teama de moarte a mea și a celor apropiați în această perioadă, având în vedere că aceasta este justificată? Părinții mei sunt foarte în vârstă și au afecțiuni cronice, iar eu am imunitate foarte slabă și alte afecțiuni. Păi, cum spuneam, de ce apare frica de moarte? Pentru că nu ți-ai trăit suficient de bine viața. De asta apare frica de moarte. De ce apare frica de moarte față de ceilalți dragi? Pentru că nu ai petrecut... Încă mai ai regrete că poate dacă ar dispărea un dintre ei, i-ai duce lipsa, nu ai petrecut suficient timp, poate nu i-ai spus că îl iubești sau că o iubești, că o prețuiești, că îi mulțumești că ești în viața, că este în viața ta, poate încă n-ai avut aceste dialoguri și în acest moment, într-adevăr, proximitatea morții, care într-adevăr este pentru fiecare dintre noi în această perioadă, ceea ce este un lucru pe de o parte bun, pentru că ne face conștienți de modul în care ne putem trăi viața de acum înainte, dacă vrem să învățăm o lecție. Dacă nu, tot boi vom ieși și după treaba asta, eu sper că nu, dar unii dintre noi sigur tot boi vor ieși, unii vor ieși genii, alții vor ieși super împăcați, alții vor ieși super depresivi. Depinde de fiecare cum își alege, știi, vorba aia, cum îți aștergi, așa dori. Din fericire este vorba de o alegere personală, deci nu mai depinde de altceva. Așadar, pentru că suntem în proximitatea morții, hai să ne vină mintea la cap, măcar pe ultimul metru, și să descoperim de fapt care sunt acele căi extraordinare prin care ne putem trăi viața și prin care le putem recunoaște celor din jurul nostru meritul extraordinar pe care l-au avut în viața noastră. Așadar, un exercițiu extraordinar de făcut, pe care o să-l fac și eu astăzi, că dacă tot zic de el, voi nu știți, cei care sunteți în afara Academiei, dar în timpul cursului, din oricărui curs pe care îl țin în Academie, dau diverse teme pentru cursanți și ghiciți ce? Acele teme sunt și pentru mine. Întotdeauna acele teme sunt și pentru mine. Când eu deschid gura și spun faceți nu știu ce chestii, în mintea mea îmi spun asta o fac și eu. Așadar, acum am zis cu voce tare că astăzi ar fi un moment extraordinar de bun după ce închei acest video și eu o să fac, să dau măcar 5 telefoane sau să comunic cu 5 persoane, poate pe WhatsApp, poate pe cum vreau eu, dar să comunic cu măcar 5 persoane în fiecare zi începând de astăzi, prin care să le mulțumesc că sunt parte din viața mea și eventual să le spun și ce am învățat eu valoros, cum m-au ajutat aceste persoane să cresc eu. Este un lucru extraordinar, astfel încât dacă mâine mor sau dacă azi mor sau dacă persoanele respective mor, să nu am regrete că uite, n-am apucat să le spun, uite, n-am apucat să le aia, n-am apucat să le ai altă. Adică să n-am regrete de genul acesta, ba din contră să le transmit un mesaj de mulțumire. Chiar dacă poate au fost persoane care ne-au făcut și rău, nu numai bine, ca să ne înțelegem, că acum nimeni nu-i sfânt. Bine, unii abuzează mai mulți, alții mai puțin, dar tot în zona... aceea suntem. Așa încât este un exercițiu foarte bun pentru a învăța să trăiești aici și acum. Dacă tot ești în această perioadă și poate ai mai mult timp, dacă ești în zona celor care au timp, că sunt alții care îți la foc automat și n-au timp nici să-și îmbrățișeze copiii, adică depinde în ce zonă te afli acum în această perioadă, este un moment bun să-ți arăți recunoștința față de oamenii din jurul tău. Este un moment bun să le dăruiești din iubirea ta.
din iubirea aceea necondiționată, din iubirea pentru că pur și simplu există, nu că ți-și place de ei, că e o diferență. Una e să iubești pe cineva, alta e să-ți placă de acel cineva. Eu, de exemplu, iubesc pe toată lumea, îi cunosc, nu-i cunosc, nu contează, pentru că are legătură cu iubirea mea față de viață. Orice om reprezintă viață, orice animăluț reprezintă viață, orice plantă, orice copac, orice natură reprezintă viață. Și atunci am învățat să iubesc viața, implicit și oamenii. A, că nu-mi place de toți oamenii, evident. Evident că nu-mi place de oamenii care mi încalcă valorile. Evident, dacă eu acum lucrez pe etică, de exemplu, sau pe iubire de sine, sau pe a-i ajuta pe ceilalți, evident că nu-mi place de oamenii și nu-i accept în jurul meu ca prieteni pe oamenii care, nu știu, omoară animalele. Știi că eu am 6 pisici. Păi cum să accept eu pe cineva care omoară animalele în jurul meu? Păi nu pot. E un conflict interior puternic. În schimb, îl iubesc pe acel om necondiționat. Treaba lui, chiar dacă poate e un hoț, un criminal, mai știu, sau mă, e greșit spus, e un hoț, pentru că omul e mai puțin, mai mult decât hoția lui. A făcut o hoție, a făcut o crimă. Eu cum îi iubesc pe acei oameni la nivel de viață, la nivel de divinitate? Că oamenii nu știu că sunt extraordinari, asta e partea a doua, dar eu pot să văd în ei lucrul extraordinar. Unii dintre ei vor vedea și se vor schimba, alții nu și vor muri așa cum au trăit. Dar alții vor putea să producă schimbarea. Însă clar, nu-mi plac toți oamenii. Adică nu i-aș accepta în jurul meu ca prieten, ca, nu știu, să ieșim la o cafea și să povestim despre viață. Nu vreau așa ceva. Înțelegi? Adică asta este diferența. Și atunci dacă reușești să te întorci la oamenii din jurul tău, chiar dacă ți-au făcut rău, cu iubirea aceasta necondiționată, asta nu înseamnă că de acum înainte vei ieși cu ei la cafea. Nu, nici vorbă. Dar de la orice om din viața noastră noi am învățat niște lucruri. Așa că e o ocazie extraordinară să le mulțumim pentru acest lucru. Așa că poți să trimiți în fiecare zi 5 mesaje sau 5 telefoane sau cum vrei tu, mai puțin să vă vedeți, da? Nu ieșiți la cafele în perioada asta, că nu se știe după aia cum muriți și unul și altul. Deci fără văzut, dar poți să transmiți un mesaj de recunoștință că ai învățat niște chestii bune de la acea persoană. Desigur, au fost și chestii rele, dar alea data viitoare. 59. Vreau să fac o completare la întrebarea 58. Cum pot trece peste atacurile de panică? Ok. E bine de știut că n-am spus deloc despre acest aspect. E bine de știut că atacurile de panică cu privire la orice din lumea asta apar datorită gândurilor pe care tu le ai. Deci dacă tu reușești să-ți strunești, să-ți gestionezi gândurile, atunci ai rezolvat să împiedici să previi atacurile de panică. Ok, cum poți să strunești gândurile? Aici sunt mai multe căi, sunt mai multe mecanisme. Unul dintre mecanisme este să trăiești cât se poate în prezent. Asta înseamnă să-ți dai seama cât se poate de mult în fiecare secundă, dacă se poate. Eu n-am reușit, dar sunt conștientă destul de mult timp dintr-o zi, poate din 24 de ore, poate 20, ajung să fiu conștientă, cu toate că dorm din ea nu știu câte. Da, ca idee să fii conștient cât se poate de mult de gândurile pe care le ai. Astfel încât să-ți dai seama că acele gânduri pe care le ai sunt doar niște gânduri. Însă dacă tu nu ești conștient de ele, ele devin cumva adevărul tău absolut. Dacă tu crezi despre ceva, despre ceva, un ceva anume, acel gând îți va genera în interiorul tău o stare. De aceea este important să înveți să schimbi percepția de la rău la bine. Ce înseamnă să schimbi percepția de la rău la bine? Fără a te minți. Asta nu înseamnă că am văzut ieri la știri că Turkmenistan sau nu știu cine, habar n-am, spun că nici nu există coronavirus, nici nu există nimic, aba chiar e interzis să numească coronavirus pe undeva ca denumire. Și bineînțeles că n-am niciun caz de coronavirus, că dacă ei cred că, că nu există și n-am nicio problemă, nici n-au ce să le trateze, da? Deci nu asta, că asta este o minciună. Coronavirusul te omoară chiar dacă crezi sau nu crezi. Deci asta e o tâmpenie. Nu despre asta e vorba. Este vorba să spui, ok, asta este realitatea, în lume există situațiile astea, în România există situațiile astea, important este ce învăț eu de aici, cum fac această situație să devină o oportunitate, pentru că în orice situație, de orice fel ar fi, există o parte bună și o parte mai puțin bună. Asta e. Și atunci important este ca să nu intri în atacul de panică, să-ți gestionezi sănătos modul în care gândești. Cum mă pot împăca cu ideea morții? Băi, frate, cum te împaci și cu faptul că afară e astăzi, uite, azi e soare în București. Nu știu la voi cum e, dar acum mă uit pe geam și văd că este soare.
Acum 2 zile a plouat. Deci, habar n-am. Cum te împaci cu vremea că e soare și că e noapte, că e dimineață sau că e prânz, la fel te împaci cu viața și cu moartea. Deci lucrurile sunt foarte simple. Ce sens are să te lupți cu ceva care este evident? Nimeni n-a trăit infinit. Deci toți vom muri. Unii mai devreme, alții mai târziu, unii împăcați, alții revoltați. De noi depinde cum vom trăi, cum trăim și de noi depinde cum vom muri și ce gânduri și emoții vom avea în fața morții. Așa încât în momentul în care într-adevăr îți trăiești viața, nu te mai sperie moartea. Asta este soluția de fapt. 60. Cum îmi pot spune că mă încurajez să trec peste această perioadă, dat fiindcă lucrurile se înrăutățesc tot mai mult și perspectivele nu sunt prea optimiste? O să fie bine nu e o afirmație realistă. Din punctul meu de vedere, este o afirmație realistă. O să fie bine. Deci cândva o să fie bine. Asta este clar. Că poate nu va mai fi binele pe care el știam înainte de coronavirus, asta este foarte posibil, dar nu înseamnă că nu va fi bine. Un fel de bine sau un alt fel de bine va fi în curând. Un fel de bine, un alt fel de bine este acum. Acum, în acest moment. Uite, suntem aici împreună. Poate altă dată tu erai în agenda ta, eu eram în agenda mea, ăsta, programul acesta de mentoring înainte era cu plată, de exemplu, acum este gratuit. E, înțelegi? Adică depinde ce alegi din momentul de față. Da, ok, poate vei pierde pe cineva drag în această perioadă. Poate vei suferi foarte mult pe diverse direcții, poate, nu știu, dai faliment, poate rămâi șomer, poate, nu știu, te desparți, cum eu mă aștept să se întâmple de altfel, mă aștept să se despartă foarte multe cupluri după ce se iese din carantină, mă aștept de asemenea foarte multe cupluri să se sudeze mult mai bine, adică, da, ok, viața se va schimba și viața se schimbă și de fapt viața s-a schimbat tot timpul. Acum e adevărat, se schimbă într-un ritm mai alert și mai dramatic cumva, dar se schimbă. Așa încât, de ce să alegi să gândești, aoleu, ce catastrofă va fi, vai de capul meu cum o fi, că nu o să moare nimeni, nici de foame, nici de sete, nici de nimic. Deci de asta sunt sigur că nu se va întâmpla. În schimb, într-adevăr, vom ieși din zona de confort cu toții, pentru că ni se vor răsturna niște valori, ni se vor răsturna niște priorități, astfel încât cumva să ne readucă mai mult spre noi. Deci, din punctul meu de vedere, trăim o perioadă extraordinară de autocunoaștere și autodescoperire în altfel de situații decât cele în care am fost obișnuiți până acum. 61. Vă rog dacă aveți anumite tehnici, strategii pe care le folosesc psihoterapeuți în comportamentele obsesiv-compulsive. Eu personal fac unele obsesii pe anumite lucruri care îmi creează scenarii, frici, neîncredere în mine, fobii, gândire, etc. Am înțeles că sunt anumite strategii și prin exersare și autoeducare mă pot vindeca. Cel mai bine este să lucrez cu un psihoterapeut pe cognitiv-comportamental. Este absolut ok. Însă, până ajung să lucrez cu psihoterapeut, este important să înțelegi următorul lucru. De ce apar aceste comportamente compulsive? Ele apar cumva ca o formă de liniștire prin chestii pe care le faci în exterior, de liniștire asupra interiorului tău, adică asupra minții tale. Dacă înțelegi următorul mecanism, ai înțeles tot. Gândurile pe care tu le ai îți provoacă în interiorul tău niște emoții și niște sentimente și niște somatizări care sunt o energie foarte puternică și te fac, te mișcă cu fundul de pe scaun să acționezi. Deci produci niște acțiuni, niște comportamente. Acele comportamente produc niște rezultate. Ok. În această situație, de obicei, rezultatele pe care le produci vin și îți întăresc gândul de la care a pornit toată discuția. Hai să dau un exemplu, că deocamdată pare limba chineză. Exemplul este în felul următor. Dacă eu am de vorbit în public, să zic, da? Am de ținut o prelegere în fața cuiva și am niște gânduri de genul aoleu, nu sunt suficient de bun, nu, da, o să mă pierd, ăștia o să-mi ia capul, o să mă fac de râs, stai să vezi că... Da, deci am niște gânduri de genul ăsta, pentru că am auzit eu că e greu sau chiar am avut niște experiențe în trecut în care am pățit treaba asta. Evident că în interiorul meu voi naște niște atacuri de panică, niște emoții negative gen frică, poate chiar furie, poate deci genul ăsta. Desigur, în corpul meu, gâtul meu poate va face așa și nu mai pot să vorbesc, poate îmi transpiră mâinile, poate inima mea îmi bate așa, poate și gâtul îmi face așa de palpații, de toate cele. Toate lucrurile acestea mă vor face să iau niște acțiuni, probabil concret, mă voi bâlbâi, voi uita ce am de spus, nu voi avea un cap și o coadă, voi începe să-mi cer scuze. Rezultatul va fi unul
Cuo, pleacă acasă că nu ești în stare să vorbești nimic pe scena asta. Acest rezultat, care va deveni foarte adevărat pentru mine, pentru că tocmai am trăit lucrurile astea, deci nu sunt minciună, acest rezultat va deveni și un întăritor pentru gândul meu și o să zic, știam eu că nu sunt suficient de bun. Fie rar să fie, deci știam eu că nu sunt. E, așa apar convingerile limitative. Dacă ai înțeles treaba asta, ai înțeles tot. Din fericire, poți să le schimbi. Și poți să pui stop și să spui, de fapt, eu sunt foarte bun, ok, nu sunt perfect, o să mă bâlbui, o să mă câcri, o să vorbesc, o să greșesc, nu contează. Însă ce este important este că voi reuși să transmit ceea ce audiența mea are nevoie. În cazul ăsta, de vorbit în public, în alte cazuri, pui alte obiective. Astfel încât eu să-mi liniștesc în interiorul meu palpitațiile, să-mi liniștesc toate stările, pentru ca, într-adevăr, când ajung în fața voastră, să vorbesc cât de cât coerent, nu vorbesc perfect. Și sunt convinsă că dacă aș sta și mi-aș traduce, mi-aș subscrie tot ceea ce vorbesc acum, aș găsi milioane de greșeli, milioane de cap fără coadă, milioane de chestii. Dar nu contează. Pentru că pun energie, pun suflet, știu că nu sunt perfectă, însă în acest moment sunt cât de bună pot fi eu în acest moment. Și atunci lucrurile îmi sunt clare. Înțelegi diferența? Deci așa practic reușești să nu mai ajungi la chestii compulsive, pentru că acele chestii compulsive îți calmează interiorul. Dacă nu mai ai nevoie să-ți calmezi interiorul din exterior, nu mai ai nevoie de lucrurile astea, pentru că știi să ți-l calmezi din interior legat de gânduri, nu mai ai elemente compulsive. O chestie compulsivă poate fi inclusiv mâncatul. Și am vorbit ieri, da? Deci am vorbit și despre chestia cu mâncatul. 62. Considerați că dacă aș face un curs de dezvoltare personală, mi-ar fi de folos să-mi depășesc neîncrederea în mine? Garantat. Garantat. Ședințe de acum depinde și ce curs. Nu știu. Dar depinde de cursul. Nu știu. Dar în Academie garantat. Orice curs. Ședințele de psihoterapie sunt mai costisitoare și momentan nu am bani. Nu știu ce înseamnă mai costisitoare, dar ok, dacă în momentul de față nu ai bani, atunci apelează la resursele gratuite pe care le pun la dispoziție diversi specialiști, inclusiv aceste sesiuni de mentoring, prin care tu poți să le iei drept cursuri, pentru că ele sunt mini-cursuri. Ok, nu e un curs cap-coadă, pentru că n-am avut o anumită temă. Observați că sar de la o temă la alta, pentru că întrebările sunt de la o temă la alta. Dar eu vă povestesc, sunt bucăți din curs, de fapt, eu vă povestesc diversele mecanisme, așa încât ce poți să faci pentru a-ți crește încrederea în tine? În primul și în primul rând, învață să-ți asumi orice rezultat pe care le-ai obține făcând acțiune. Asta înseamnă să începi să faci acțiuni. E adevărat, nu o să-ți iasă toate acțiunile, evident, nici mie nu-mi ies toate și nimănui nu-i ies toate, dar să înveți să faci acțiune pentru a-ți crește bucată cu bucată încrederea în tine. Încrederea în tine are legătură cu o convingere limitativă, cu un gând negru pe care poți să-l ai de genul nu sunt suficient de... Bun, frumos, deștept, etc. Sau o altă idee, nu pot să. Eu nu pot, eu nu știu cum alții pot să facă, nu știu ce, eu nu pot să fac. Eu am o vorbă. De aceea poți să înlocuiești acest gând negativ cu unul pozitiv. Băi frate, dacă tu poți să faci ceva, înseamnă că și eu pot. Am și eu două mâini, două picioare și un cap, deci și eu pot. Tu mi-ai arătat că se poate. Super tare, jos pălăria. Hai să fac și eu. Desigur că nu-mi va ieși la nivelul la care ți se ție că tu ai antrenament pe direcția respectivă. Dar în schimb o să-mi iasă la nivelul la care eu să fac deja un mic pas de bebe spre a deveni sau spre a obține sau spre a face ceea ce eu îmi doresc. Înțelegi ideea? Așa că lucrurile sunt foarte clare. Ia să vedem. 64. Considerați că în general cărțile despre dezvoltare personală, stimă de sine, autocunoaștere ajută persoane care nu au încredere în propria persoană? Garantat ajută. Orice resursă de acest fel ajută, orice te ajută să conștientizezi mecanismele din spatele comportamentelor tale pentru a-ți descoperi puterea interioară și pentru a câștiga în sfârșit acea încredere, bă, stai oleacă că în mâna mea stă de fapt toată chestia asta, orice te ajută pe direcția asta îți ajută încrederea în sine, stima de sine, iubirea de sine, pilonii vieții tale, da. 65. Considerați că rugăciunile citite, posturile, săltirea sunt instrumentele solide care ajută la încrederea în propria persoană, depășirea barierelor, fricilor în general. Aici persoanele foarte religioase posibil să întreagă în jurătură, mi-o asum. Rugăciunile, dacă sunt asumate, te ajută. Nu știu ce e psaltire, că nu cunosc. Postul te ajută, dar rugăciunile, dacă sunt doar de genul dă-mi Doamne și eu stau cu picioarele în sus în pat și nu fac nimic, astea nu te ajută.
Dar în schimb, dacă spui, dă-mi Doamne concret asta și asta și asta, iar eu îți promit că fac tot ce pot eu pentru a obține aceste lucruri, asta te ajută. De ce te ajută prima, a doua variantă și nu te ajută prima? Pentru că în a doua variantă tu ți-asumi responsabilitatea faptelor tale, dorințelor tale și pui osul la treabă și contribui. În prima gen de rugăciune, dă-mi Doamne sănătate, dă-mi aia, dă-mi aia, dă-mi aia, dar eu nu fac nimic pentru sănătate, pentru tot, păi atunci nu te supăra, ajungem în vorba, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în trestă. Așa încât, dacă ești într-o zonă în care ai înțeles că, de fapt, credința în Dumnezeu este un lucru care te ajută să mergi mai departe, în același timp înțelegând că Dumnezeu este și în tine, și în mine, și în oricine, și în biserică, și în afară bisericii, și așa mai departe, și e nevoie să pui osul la treabă pentru a face acel ceva, atunci, din punctul meu de vedere, ești într-o zonă asumată. Dacă crezi doar că Dumnezeu te pedepsește sau că îți ia sau că îți dă numai că ai făcut sau n-ai făcut, ești într-o zonă neasumată, din punctul meu de vedere, dar desigur mă pot înșela. Știți povestea mea? Luați din ceea ce spun doar ceea ce vi se potrivește. Cum să mă comport, să reacționez când sunt mințită? Foarte simplu, cu subiect și predicat. Asta este minciună. Te rog, spune-mi adevărul. Și am să-ți explic de ce este minciună. Pentru că, și dai argumente, da? Nu că așa ți se pare ție. Te rog, spune-mi adevărul. Merit să știu adevărul. Însă, ia în calcul că dacă oamenii te mint, cel mai probabil și tu îi minți pe ei. Ia în calcul lucrul ăsta. Ia în calcul că atunci când chiar puteți să faceți un exercițiu genial, să vă dați seama dacă în general sunteți o persoană care este mințită de alți oameni sau în general sunteți o persoană care în general nu este mințită de ceilalți oameni, ba din contră ai în jurul tău oameni care îți spun adevărul. Și atunci vei descoperi și despre tine cum ești. Pam, pam. Asta e mai cu durere, așa. Da? N-are nimic. Câteodată mai creștești cu durere. 67. Cum să depășesc supărarea de moment când partenerii în educație micșorează intervalul de timp între teme fără să anunțe la timp? Cum să depășesc supărarea de moment? În primul rând, să-ți dai seama că în momentul de față, cel puțin în momentul de față sau în anumite momente din viață, nu toate lucrurile ies așa cum le gândești tu dinainte că vor ieși. De aceea, lasă-ți o lejeritate mentală prin care tu să fii ok cu schimbările care apar. Da, au apărut mai multe teme, ok, hai să le facem și pe astea că ne ocupă timpul. Au apărut mai puține teme, super, hai să ne bucurăm de timpul liber care a rămas. Adică învață să te bucuri cu ceea ce se întâmplă în jurul tău decât să te lupți cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. E adevărat că în momentul de față angajamentele se schimbă, vorbele se schimbă de la o zi la alta, pentru că situația se schimbă de la o zi la alta. În vremuri de pace, să le zicem așa, și de oarecum normal, e de preferat pentru perioade cât de cât mici să fie anumite stabilități și o anumită stabilitate, să zic așa, și o anumită creștere sau descreștere funcție de idei. Acum e adevărat că în perioada noastră se pot întâmpla mult mai des. Învață să spui, ok, asta este realitatea, hai să aleg să mă bucur de realitate. Eu așa fac. Când mi se dau peste cap diversele chestii și diverse nu știu ce, spun, ok. Loredana, tu aveai un plan. Bun. Ai grijă să nu faci un atașament față de planul tău și încep să descoper dacă nu cumva am făcut o codependență față de planul meu, pentru că am făcut treaba asta de nenumărate ori. Ca și cum dacă nu mi împlineam planul, era ca și cum aș fi pierdut ceva, dar eu nici nu aveam înainte, înțelegi? Înainte de plan nici nu aveam ceva, așa că am pierdut ceva din imaginația mea, dar nu contează că eu trăiam pierderea la nivel de adevăr absolut. Era o tâmpenie, dar mă rog, este o altă cale prin a-ți împlini dependența de suferință. Este un alt mecanism. Bun, ieși din filmul ăsta și spuneți, ok, dacă tot trec prin treaba asta, hai să aleg să trec cu iubire, hai să aleg să trec cu bucurie, hai să aleg să trec cu relaxare, hai să aleg cu cât pot eu de bine. E adevărat că nu vei fi zen continuu, că nici nu știu dacă se poate. Nu știu, frate, oamenii foarte înțelepți, cei iluminați, nu știu care, ajung la momentele alea, eu n-am ajuns acolo, așa că eu sunt încă om ca toți oamenii și am diverse momente. E adevărat că momentele mele pozitive sunt infinit mai multe decât cele negative. Poate cele negative sunt, nu știu, 1-2% pe zi, ceva în genul ăsta, să mai vină cât un gând, dar îl prind repede. Dacă nu mă prind la gând, mă prind cam o stare ciudată.
Și atunci mă gândesc ce naiba am gândit, ce mi se întâmplă. Dacă nu mă prind nici la stare, mă prind că fac niște tâmpenii. Și atunci spun, ok, atunci ce naiba mi s-a întâmplat? Și o iau la capăt. Analiză. Așadar, e foarte simplu. Cum să crești spiritual un copil? Asta e o întrebare atât de vagă încât nu știu de care capăt să o apuc. Ce înseamnă spiritualitate? Cred că cel mai bine să o apuc de la capătul ce înseamnă spiritualitate. Iar aici fiecare are definiția lui. Din punctul meu de vedere, spiritualitatea înseamnă să fii conștient de faptul că ai o misiune pe pământul ăsta, că faci parte dintr-un plan mai mare decât tu îți poți da seama și că tu impactezi alți oameni așa cum și alți oameni te impactează pe tine. Și că ai o conectivitate cu Universul, cu Dumnezeu, cu Buddha, cu cine vrei tu, cu o instanță mai supremă. Asta înseamnă pentru mine spiritualitate. Pentru, așa, un pic mai cu picioarele, mai cu capul prin nori. Dacă mă întorc mai cu picioarele pe pământ, cum îmi place mie să spun, că uneori sunt cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ, rămân tot timpul cu picioarele pe pământ, spiritualitatea reprezintă, de fapt, acea capacitate de a te descoperi pe tine, de a te cunoaște pe tine, astfel încât tu să fii o resursă pentru tine și pentru comunitatea și pentru natura și pentru acest pământ. Din punctul meu de vedere, cam asta înseamnă spiritualitate. Așa încât nu știu exact ce ai vrut tu să întrebi cu cum să crești spiritual un copil, dar prin percepția la ceea ce am spus mai devreme, nu știu dacă la asta te-ai referit, dar asta înțeleg eu. Prin această percepție pot să spun că, 1. Să creezi un cadru sănătos pentru copilul tău în care el să crească aliniat cu valorile sale, cu dorințele sale, cu fricile sale, cu bucuriile sale, cu comunitatea din care face parte, cu familia din care face parte, astfel încât când va ajunge adult să fie un om întreg emoțional, să nu abuzeze, să nu manipuleze, să nu facă chestii negative, ba din contră să-și aducă aportul și să contribuie la a ghida și alți oameni care poate au nevoie de o lumină într-un anume moment din viața lor. Asta ar însemna pentru mine. Acum, cum faci concret treaba asta? Desigur, fiind tu un model. Am mai spus ieri, da? La cum să-ți crești copiii. În primul și în primul rând să fii tu un model de spiritualitate. Ce înțelegi tu prin spiritualitate? În primul și în primul rând să fii tu un model pentru copilul tău. Și foarte important, legat de spiritualitate, pentru că se întâmplă foarte multe abuzuri și sunt reglementate de altfel și prin lege, sunt condamnate prin lege abuzurile spirituale de genul tu ești de o anumită religie și obligi și copilul tău să fie de aceeași religie. Ăsta este un abuz spiritual și este condamnat prin lege. Copilul are dreptul să-și aleagă religia pe care o dorește. Dacă ai sta și ai citi istoria religiilor sau ai avea cunoaștere de toate religiile din lumea asta, ai observat că toate în general promovează binele. Toate în general spun să faci ok, să faci lucruri bune. Acum că fiecare le-a împachetat într-un mesaj sau altul, le-a băgat într-o carte sau alta, asta e chestia care pe mine mă depășește, însă mă rog fiecare cu regulile lui. Ce este foarte important este să nu abuzezi. Asta este foarte important. Indiferent ce religie ai tu, să nu consideri că religia ta este mai bună sau mai rea decât altuia. Doar pentru simplu fapt că este a ta. Din păcate știți că așa a apărut și Isus și tot, așa au apărut pentru că oamenii așa credeau. Așa că e nevoie să iei atitudine pe direcția asta. Ok. Stai mai puțin. Eu fac mentoring. Așa, gata. Am revenit. Am ieșit puțin. Bun. Cum să crești spiritual, am zis. Cum să te achiți de datoriile față de părinți în același timp cu celelalte îndatoriri sociale? Păi, în primul și în primul rând, nu ai datorii față de părinți. Băi, fraților, da, ok. Și eu am crescut în epoca datoriilor față de părinți. Și eu am crescut în epoca în care părinții mei și părinții din vremurile acelea ne făceau pe toți cu un scop foarte clar, să avem grijă de ei la bătrânețe. Adică, eu cred că toți din generația, cei care au 40 în jur de 30 și 40 de ani și peste, au crescut cu ideea că sunt datori părinților lor.
Pentru că i-au adus pe lume, pentru că părinții s-au sacrificat pe ei ca să poată să aibă copii și să-i crească, să le dea să mănânce, să nu știu ce, pentru că. Ok. Asta era moda, asta era de fapt convingerea, asta era situația la momentul acela. La momentul acesta lucrurile stau diferit. Deci când ai început să te cunoști personal, să ai un pic de cunoaștere mai mare despre ce înseamnă viață și așa mai departe, atunci ajungi la ideea că de fapt nu faci un copil pentru a avea grijă de cineva de tine la bătrânețe, nu faci un copil care să-ți răscumpere ție toate sacrificiile pe care le-ai făcut, nu faci un copil care să fie dator dinainte să se nască la tine. Tu, de fapt, să naști un dator. Nu, tu faci un copil ca un dar pentru această lume, tu faci un copil pentru a avea acea șansă extraordinară de a călători alături de un suflet, astfel încât să poți să dai cunoașterea ta mai departe cuiva, faci un copil pe care tu practic să-l ghidezi astfel încât să se descurce singur în lume după 18 ani. Deci asta înseamnă, fără sacrificiu de tine, de sine, ci cu iubire. Deci înlocuiește sacrificiu de sine cu iubire de sine. Așadar, niciun copil nu este dator părintelui lui. Lucrurile să fie clare. Niciun copil nu a ales să vină pe lume, gata, am datorat pentru simplu fapt că s-a născut. Părintele, dacă a decis să facă un copil, ok, că l-a decis cu forța, că a decis că a avut, că a decis că n-a avut, este treaba lui. El și-a făcut treaba, a făcut acel copil, i-a dat viață, i-a dat cunoașterea cât s-a priceput. Că acum știm cum s-au priceput pe vremuri, că asta e, n-aveau cunoaștere, n-aveau, bătaia era sfântă din rai și alte rahaturi care erau pe vremea aia. Din fericire lucrurile se mai schimbă. Ok, ideea este foarte clară, au făcut, i-au dat ce cunoaștere au putut. Și copilul și-a luat zborul, a devenit adult, foarte mare atenție să nu facă el copil la rândul lui, ducând mai departe blestemul să ai grijă de părinții tăi. Nu, frate, fiecare om adult are responsabilitatea foarte clară să aibă grijă de sine. Adică eu n-am copii, asta e partea a doua, atunci când m-am scos, da? Deci n-are cine să aibă grijă de mine la bătrânețe după vremea lui Pasvante, cum se credea înainte. Fiecare adult este responsabil să-și asigure bătrânețile. Există pensie de bătrânețe, există ce culegi și ce faci în timpul vieții, astfel încât când vei fi bătrân sau vei fi senior și poate, nu știu, vei fi într-un caz de boală sau într-un caz de orice, să poți să te descurci singur. Singur nu înseamnă să te descurci tu singur fizic, ci să-ți plătești, de exemplu, un îngrijitor. Nu are nimeni dreptul să-i ceară copilului său, acum a ajuns adult, de exemplu, sau poate chiar minor, să-i ceară să devină infirmier. Asta în ideea că, vezi, Doamne, te-am făcut, te-am crescut și mi-ești dator până mori. Nu, ieșiți din filmul ăsta pentru că este un film abuziv. Deci, în primul rând, înainte de toate, este un film abuziv, super, super, deci nu egoist, nici nu... Ce e mai puternic decât egoism? Ziceți voi un cuvânt că nu-mi vine în cap acum. Deci este un film cu o atrocitate de egoism, dacă pot să numesc așa, în care, practic, îi sacrifici viața copilului tău devenit adult pe altarul faptului că tu ești părinte, să aibă grijă de tine la bătrânețe și să te șteargă pe tine de rahat la fund. Nu, este un abuz. Nu trebuie să te șteargă copilul tău de rahat la fund. Ok, pentru că asta este. Bătrânețea ne întoarce cumva în zona de neputință. Nu pe toți, depinde cum alegem să trăim, cum alegem să murim, da? Deci nu pe toți ne întoarce în zona aia. Însă ne poate întoarce într-o zonă în care avem nevoie de asistență. Ok, foarte bine. Atunci eu să muncesc ca un adult întreg emoțional ce sunt, să nu mă gândesc pe partea cealaltă, nici să las averile mele copiilor mei, n-au treabă, frate, să-și facă singuri averi. Eu să pot să beneficiez de casa pe care am făcut-o și poate la bătrânețe, dacă este să mă îmbolnăvesc, să pot să vând casa pe care o am și să mă duc frumos într-un azil, dar știu că în România azilul este perceput ca fiind ceva murdar, nu, fraților. Deci vreau să vă spun că am văzut niște aziluri spectaculoase, sunt hoteluri. Sunt hoteluri și sunt, nu știu, 2000 de lei pe lună. Ok, poate părea mult, dar dacă tu îți vinzi o casă în vremurile noastre, păi poți să trăiești, frate, 20 de ani cu 2000 de lei pe lună. Înțelegi ce zic? Asta dacă ai reușit să-ți faci o casă în timpul vieții, pe care astăzi, într-adevăr, să o vinzi. Că dacă n-ai reușit și ai frecat Duda toată viața și ar mai aștept să aibă și copiii grijă de tine la bătrânețe, păi nu știu cum să spun, frate, cum ți-ai așternut, așa ai dormit. Înțelegi? Pe de altă parte, nici copilul care devine adult să nu aștepte să-i dea maică sa sau să moară maică sa, să ia casă, să ia mașină, să ia aur, să ia mai știu eu ce. Nu!
Nici asta nu este sănătos. Pentru că nu este treaba părinților să le facă case și averi copiilor. Ia, ok, știu că m-am întâlnit cu mulți oameni care cred că scopul vieții lor este să le facă o casă să le lasă copiilor. Și ghiși ce, copiii nici măcar nu sunt în România. Și părinții suferă de nu mai pot, că nu vine nimeni să deschide ușa, că ei au făcut casa pentru copii și copiii nu vin. Nu, n-au făcut-o pentru copii. Au făcut-o pentru ei, dar nu-și asumă. De ce nu-și asumă? Pentru că au convingeri vechi, tembele în cap, da? Deci au niște convingeri nesănătoase care le spun... Nu ai voie să, n-ai voie să faci ceva pentru tine, tu trebuie să te sacrifici pentru copii. Deci au niște căcaturi de astea în cap și atunci omul se simte vinovat, părintele se simte vinovat, el se simte bine în casa aia și spune nu, eu pentru copii am făcut-o. Înțelegeți? Copiii pe partea altă se simt vinovați că nu pot să stea sau nu pot să facă sau nu pot să dragă sau nu pot să nu știu ce și se simt vinovați față de părinți. Deci fraților, ieșiți din vinovăție. Dacă înțelegeți o dată pentru totdeauna, părinții sunt responsabili pentru viața lor, copiii sunt responsabili pentru viața lor. Fiecare om pe pământul ăsta este responsabil pentru viața sa. Nici copiii n-au datorii față de părinți, dar nici părinții n-au datorii față de copii. Ca lucrurile să fie clare. De asemenea, părinții nu au datorie față de copiii lor, care au devenit adulți sau căsătoriți și au familii, să le crească copiii. Deci nu e obligația ca bunicul să crească sau bunica să crească copiii tăi. Nu e obligație, nu e obligație nicăieri. Nu e nici măcar moral treaba asta. A, că bunicul sau bunica vor să vină în vizită, vor să contribuie la educația copilului, dar într-o măsură foarte mică, este perfect. Dar doar atât. Nu să devină obligație să crească copiii. Nu. Doamne, deci sunt, asta trebuie să fac... Trebuie să fac un curs pe bucata asta. Deci trebuie să fac un curs ca să explic toate mecanismele, că am văzut extraordinar de multe confuzii. Ce este cel mai greu este că extraordinar de multă suferință. Pentru că și părinții care gândesc așa și copiii care gândesc așa se simt vinovați și nu se pot bucura ei de realizările lor. Pentru că se uită tot timpul în stânga sau în dreapta. Da. Ok, mergem mai departe. Deci cum să te achizi de datoria față de părinți? Nu trebuie să te achizi că n-ai nicio datorie. Lucrurile sunt simple. Cel mai bine este să ai o relație sănătoasă cu ei de prietenie, de iubire, de încredere, de susținere, în care să călătoriți frumos împreună, fără datorii, frate, unii față de alții. Că nu avem datorii, hai să fim serioși. 70. Unde e limita între dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională? Persoane mor dormind cu capul pe un nod al rețelei magnetice Hartmann și habar nu au. Vezi, Mihai Constantinescu, chiar și tu ai înfipt în spate un string negativ de la un bărbat și îl porți de circa 8 ani de zile. Deci asta mă depășește. Ce a spus până acum persoana asta, nu înțeleg. Dacă vrei detalii, nu în timpul prilejilor tale, ci prin adresa de e-mail. Din acest motiv stai pe un nivel energetic de 120.000 de unități vibraționale, bovis, în timp ce starea ta este de 170.000. Deci chestia asta eu iau ca abuz. Și am să vă explic de ce o iau ca abuz. Bine, exceptând la o parte, unde întrebarea mi se pare ok, unde limita dintre dezvoltare profesională și dezvoltare personală, aia e o întrebare foarte bună. Însă ce-a urmat după aia, că eu fac și eu direct și stau pe nivele energetice și fac și nu știu ce, astea sunt abuzuri, sunt etichete. De ce sunt abuzuri, sunt etichete? Pentru că persoana respectivă a suprapus asupra mea, da? Deci a trecut așa asupra mea, valorile sale, cunoașterea sa, gândirile sale și a început să-mi pună etichete că eu sunt într-un spațiu sau într-un alt spațiu, că fac sau că nu fac și că aia sau că nu aia. Asta este abuz. Înțelegeți? În mod sigur, persoana respectivă are intenții foarte bune. Asta sunt convinsă. A și reieșit din mesajul pe care l-a scris, din întrebarea respectivă. A și reieșit, dar altfel, de fapt, este un abuz. Bun. Așa că, evident că nu-i voi trimite pe mail, mie nici nu-și cunosc mail-ul, dar nu contează. Nu-i voi trimite pe mail nimic, că nu mă interesează. Deci lasă-mă, frate, dacă eu vreau să descoper ceva despre unități vibraționale, bovi și alte chestii, lasă-mă să le descoper eu. Tu spune-mi că există niște unități vibraționale, informează-mă, cum eu vă informez că există diverse mecanisme acum și voi decideți ce faceți cu ele. Dacă le luați bine, dacă nu iarăși bine, dacă vreți mai multe informații, veniți la cursuri, dacă nu mai citiți pe Google și mai departe. Dar în niciun caz nu vă spun eu vouă unde sunteți și ce faceți. Treaba voastră, frate. Ok, mă întorc la întrebare. Unde e limita între dezvoltarea profesională și dezvoltarea personală? Păi, din punctul meu de vedere, e o limită destul de fină. Pentru că prin dezvoltarea personală tu îți antrenezi și îți dezvolți capacități pe care tu le folosești în dezvoltarea ta profesională. De exemplu,
Capacitatea ta de a relaționa cu tine și cu ceilalți îți influențează într-un mod dramatic și foarte consistent dezvoltarea ta profesională. Pentru că tu poți să fii un geniu pe bucata ta. De exemplu, poți să fii un contabil de excepție sau un IT-ist de excepție sau un medic de excepție sau orice de excepție. Dacă nu ai competența de a relaționa cu tine și cu ceilalți, atunci nu poți, practic, să comunici sănătos cu cineva pentru că nu știi, n-ai această competență. Poate nu ai competența de a fi organizat și toate lucrurile acestea te influențează în parte profesională. Poate nu ai competența de a-ți analiza și de a-ți gestiona energia și emoția, lucruri care te poate influența. Înțelegi? Așa încât, din punctul meu de vedere, dezvoltarea personală este fundamentul unei dezvoltări profesionale sănătoase. E adevărat că pe noi în școala, cea obișnuită, formală, generală, liceu, facultate, toți ne învață cum să ne dezvoltăm competențele profesionale sau ingrediente, matematică, fizică, chimie, bla bla, care stau la baza ingineriei, stau la baza medicinei, stau la baza, ok. Dar nu după care, în timpul practicii din facultate sau după facultate, învățăm concret competențele profesionale. Dar nimeni nu ne învață, eu am făcut facultatea de inginerie, Politehnica mai exact, din București, sunt inginer chimist la bază. Pe mine nimeni nu m-a învățat în toată facultatea de inginerie, păi frate, cum să răspund la critici? Cu care, slavă Domnului, m-am întâlnit în toată activitatea mea profesională. Cum să aplanez un conflict? Cum să-mi stabilesc obiective? Cum să-mi antrenez iubirea de sine, încrederea în sine și cum să fac lucrurile astea? Deci nimeni nu m-a învățat așa ceva. Nimeni. Nici un curs sau măcar un seminar, un ceva. N-am avut pe așa ceva. Un colocviu, cum se ziceau pe vremurile noastre. Nimic. Înțelegi ideea? Și atunci? Da. Din fericire, de asta am făcut, fraților, Academia de Coaching din România. De asta am fondat-o. Ca să formez specialiști cu aceste competențe. Ok, că ei vor deveni și coach, nelepiști, specialiști pe analiză tranzacțională sau altceva, asta e partea a doua, dar ei vor putea folosi competențele pe care le învață aici în Academie, care sunt competențe necesare în viață, orice profesie ar avea, astfel încât să obțină succesul și o armonie și în profesia respectivă. Nu doar să fii un bun matematician, dar în rest relațional sau când interacționezi cu cineva să fii varză, inclusiv cu tine. Deci nu. 72. E, ca să vezi, care sunt cele mai bune strategii de comunicare? Ca să vezi cum se leagă una cu alta, da? Strategiile de comunicare. Păi, în primul și în primul rând, comunicarea să aibă la bază principiul asertivității. Ce înseamnă această asertivitate? Înseamnă că eu vreau să-ți comunic ceva, însă în același timp țin cont și de nevoile și de dorințele tale. Astfel încât să nu te jignezi, să nu te abuzezi, să nu te minimalizezi, ba din contră, dacă poți să creezi o fundație în care și tu și eu să cresc. În primul și în primul rând să aibă la bază principiile asertivității. Asta înseamnă să am o intenție pozitivă atunci când deschid gura, nu să te dobori, ci să creezi un context în care tu să crești, pe de o parte, pe de altă parte, să-mi gestionez ok emoțiile, dacă e cazul să primesc critici, feedback-uri, așa zise, nu știu cum, nesănătoase, să pot să fac educație cu celălalt, să spun de fapt, ok, n-ai vrut să spui, sau clarifică, mai vrut să spui că sunt proastă, sau că am făcut o acțiune care, pe care tu o consideri o prostie. Că e o diferență între eu sunt proastă sau am greșit ceva. Că una e să greșești ceva și alta e eu să fiu un întreg de prostie. Așa și mai departe, adică lucrurile astea să-ți dai seama că sunt foarte importante. Stai să mai bem un pic de apă. De ce adică? Deci, să-ți dai seama că sunt niște elemente pe care este nevoie să le cunoști. Cum să oferi un feedback cuiva, adică cum să-i spui cuiva ce-ți place și ce nu-ți place din ceea ce face, nu din ceea ce este, că din ceea ce este un om nu ai dreptul să-i dai feedback. Cine ești tu să-i spui unui om sau să-i spui să schimbe modul de a, nu știu, orice vrea el? N-ai dreptul să-i dai pe treaba asta. A, pe o anumită competență, dacă nu a scris corect un ceva,
că, nu știu, nu ți-a predat un proiect la timp, că nu și-a îndeplinit sarcinile pe care și-a luat angajamentul, că se le îndeplinește. Ok, pe acele lucruri este absolut firesc să dai un feedback. Pe faptul că ți-a încălcat o grânță, iar e sănătos să dai un feedback. Feedback înseamnă să-i spui părerea ta în legătură cu ceva. De aceea este foarte important să știi că atunci când oferi feedback cuiva, acel lucru este adevărat pentru tine 100%, pentru că tu emiți feedback-ul, dar pentru celălalt poate să fie între 0 și 100%. Deci nu înseamnă că dacă ceva e adevărat pentru tine, e adevărat și pentru celălalt. Nu neapărat, pentru că aveți standarde interne la care vă referiți diferite. Bun, legat de alte strategii, deci pe de-o parte asertivitatea, pe de altă parte să înveți să vorbești pe limba celuilalt, este foarte important, pentru că oamenii vorbesc pe limbaje diferite. N-am timp să fac acum, să intru în amănântă, dar aici în orice curs de NLP descoperiți tipuri de limbaje, că unii vorbesc mai așa, alții vorbesc mai așa, e important să te dai pe vorbele fiecăruia. Eu, desigur, am antrenat această capacitate astfel încât eu pot să vorbesc pe limba oricui. Adică sunteți acum 90 de persoane care sunteți aici prezente cu mine. Video-ul ăsta va fi urmărit de mii de oameni. Fiecare va avea capacitatea să înțeleagă ceva din el, pentru că eu am atenția când comunic aici în video să vă folosesc diverse tipuri de limbaje pentru a mă asigura că și cei cu un limbaj așa, și cei cu un limbaj așa, și cu cei cu un limbaj așa vor înțelege. În general, feedback-ul este, wow, vorbești pe limba mea, vorbești pe limba tuturor. Păi da, da. Și mai am un principiu foarte clar și îl consider la baza comunicării, să vorbești pe limba unui copil de 3 ani. Nu are legătură cu IQ-ul aici. Ce are legătură, bine, mai ales în zona aceasta de dezvoltare personală, unde oamenii se interiorizează destul de mult. 73. Aș vrea să deschid un subiect pe care cred că arde mocnit în perioada pandemiei de coronavirus. E vorba despre suportarea izolării sau, în fine, a scăderii 90% din timp, a șederii 99% din timp în casa unei părți a populației care poate și care respectă, cu litere mari, corect, da, eu respect, da, în garsoniere sau apartamente mici de bloc, două, maxim trei camere, mai ales atunci când spațiul cel mic este împărțit de mai mult de două persoane. Aceasta este situația în care trăiesc cei mai mulți oameni. Nu știu dacă cei mai mulți oameni, dar este o situație des întâlnită, da? Și nu doar în România. Cunosc personal cupluri care au 2-3 copii mititei, gen grădiniță, școală generală, și împart împreună un spațiu de 3 camere la bloc. Nu îmi permit însă să pun vreo întrebare de genul cum vă suportați. Acum câteva zile pe Facebook a circulat o glumă cam amară. Înainte de a ne mânca virusul, o să ne mâncăm între noi. Ok, deci întrebarea este, nu știu care e întrebarea, probabil cum să faci, nu? Că nu văd întrebarea. Că deschizi un subiect e una, dar care e întrebarea? Bun, ok. N-a scris exact întrebarea, hai să văd și următoarea. Nu. Ok, deci cum faci în situația în care te-a prins coronavirusul într-un spațiu mai înghesuit cu mai multe persoane? Cum faci să mergi mai departe? În primul rând, faceți-vă, chiar dacă e vorba de o garsonieră, faceți-vă un colț pentru fiecare, unde fiecare are intimitatea lui. Pentru că este un abuz, apropo, este un abuz să-i ceri cuiva să stea toată ziua nas în nas, bot în bot, atent la tine. Este un abuz. Omul are nevoie să stea să-și vadă și el ce are de făcut și ce n-are de făcut, să stea un pic cu el singur. De asemenea, are nevoie și de relaționare și socializare. Cum observați că sunt oameni care sunt băgați în carantină în camere de hotel și nu au voie să se întâlnească între ei. Și atunci fiecare stă singur cuc. Și zona aceasta este destul de dureroasă. Dar asta e bine pe de-o parte, pentru că poți să sune și poți să vorbească, adică poți să fie în relație cu ceilalți. Dar dacă ești nas în nas, bot în bot, toate cele, fund în fund toată ziua, n-ai unde să te duci tu, să respiri un pic, să faci așa, n-ai unde, că de... Și atunci faceți-vă locuri în garsoniere, fiecare cu bucățica lui și fizică. Bă, colțul ăsta este al meu, dacă sunt în colțul ăsta n-am chef să vorbesc cu nimeni. Și asta e ok. Nu înseamnă că m-a supărat cineva, nu înseamnă că nu vă iubesc, nu înseamnă că mă doare ceva. Nu, ci pur și simplu am nevoie de un timp al meu cu mine. Și atât. Este absolut ok, după care am nevoie de un timp cu ceilalți. Numai că dacă ceilalți nu au chef în acea secundă, eu să nu mă supăr. Că am ieșit din colțul meu și văd că sunt singur. Care a ieșit și el stau încă în colțul lor. Să nu mă supăr. Să aștept până cineva iese din colțul lui și e disponibil să relaționeze. Adică hai să ne respectăm granițele. Și aici nu contează că avem o casă de 600 de metri pătrați sau o garsonieră de 20 de metri pătrați. Că suntem 10 în casă sau că suntem unul singur. Hai să învățăm să ne respectăm granițele. Oamenii, în general, românii,
Pentru că așa avem în cultură, ce e al meu e și al tău, ce e al tău e și al meu, nu știm să ne respectăm granițele. Nici alea personale interioare, nici alea personale exterioare. Hai să învățăm să ne respectăm granițele. Bun, și ultima întrebare din asta, din ce am scris eu aici, și aștept întrebările voastre pe chat. Actualmente sunt într-o relație cu un bărbat care mai are un copil din prima căsnicie. Și împreună avem un copil de 2 luni. Am fost și eu căsătorită, dar nu am copii din prima căsnicie. Avem o relație frumoasă, bazată pe respect reciproc, dar mi-am dat seama că îmi vine greu să suport câteodată copilul partenerului meu. Mă irită faptul că e dezordonat, nu contribuie cu nimic la treburile casei, e lenos și la școală și acasă, leneș, probabil că a vrut să zică, se consideră regele familiei din motiv că e unicul nepot atât din partea mamei cât și a tatălui. Recent am avut prima ceartă cu partenerul din cauza comportamentului acestui copil, din motiv că e gelos pe fratele mai mic și foarte egoist, din sutele de jucării pe care le are, nu a vrut să dea niciuna fratelui mai mic, exact așa și cu hăinuțe sau alte lucruri care deja nu le mai folosește. Băiatul are 11 ani jumătate, dar este mult mai infantil. Cum să procedez să nu mă deranjeze nimic din ceea ce face, ce atitudine se iau față de comportamentul lui? Fiindcă această stare influențează la relația cu partenerul meu. Eu am casa mea, dar o săptămână trebuie să merg la casa partenerului meu, să fim toți împreună și asta e dificil pentru mine. În concluzie, nu pot suporta acest copil, cum să procedez? Mulțumesc. Păi este foarte simplu. În primul și în primul rând, voi ca părinți, partenerul tău este tatăl copilului său. Tu acum ai devenit un fel de mamă vitregă, mamă prin alianță. Ok. Este foarte important ca tu și partenerul tău să stabiliți niște reguli clare pentru copiii voștri. Și asupra copilului comun și asupra copilului, doar copilului său. Astfel încât, pe de o parte, să se respecte regulile casei, deci să se facă niște reguli ale casei care să fie respectate de toată lumea, indiferent de ce și cum, asta pe de o parte, iar pe de altă parte, tu să ieși din filmul copilul ăsta nu este ok, pentru că nu mi împlinește mie niște așteptări sau nu este conform cu valorile mele, pentru că vei descoperi că și copilul tău, personal, poate va crește și va avea niște valori diferite de ale tale și să vezi atunci conflicte, frate. De ce apar conflictele între adolescenți și părinților? Pentru că adolescenții, începând de pe la 8-9 ani, copiii încep să-și formeze propriile valori, adică propriile chestii care devin importante pentru ei și se schimbă. Și sunt în continuă schimbare, cum sunt și la noi adulții. Ei, și ce să vezi că unele dintre aceste valori sunt diametral opuse față de valorile părinților lor și așa încep conflictele. Așa încât e posibil să fiți în filmul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu puteți comunica și nu puteți trăi împreună. Puteți, pe baza unor reguli simple, clare, nu după cum au chef părinții sau după cum au chef copiii. Regulile să nu fie... cum să zic, așa, după bunul meu plac, te pedepsesc când am chef, te iau în brațe când am chef. Nu! Te pedepsesc sau nu te pedepsesc, te pedepsești tu singur sau suporți niște consecințe singur în momentul în care nu faci anumite lucruri pentru care ți-ai luat angajamentul și așa mai departe și te recompensezi singur în momentul în care le faci. Înțelegi? Adică relaționarea în mai mulți are loc într-un mod sănătos doar pe bază de reguli. Eu am auzit și am citit și eu niște cărți de parenting în care mi s-au părut niște tâmpenii, cretinități din punctul meu de vedere, în care învățau pe copiii să nu aibă reguli. Să nu aibă reguli sub nicio formă. Asta e o tâmpenie, frate. Cum ar fi să ieșim toți acum pe stradă să conducem mașina după cum vrem noi? După cum ni se năzare nouă? Deci no comment. Înțelegeți? Adică o comunitate are nevoie de reguli, însă regulile acestea să nu fie abuzive, regulile acestea să fie negociate, contractate de toate părțile, astfel încât să se poată trăi bine în acea casă. Pentru că altfel iese război. Are doar 11 ani, hai să văd la 15 ani. Hai să te văd și când copilul tău are 2 luni, ai zis, nu? Ok, hai să-l văd și pe el la 15 ani. Păi dacă nu aveți reguli, o să iasă război pe față. Deci trebuie reguli. Asta este regula. Regulile se discută între adulți, adulții este nevoie să facă o echipă față de copii, astfel încât ei ca echipă să transmită regulile copiilor, după care în urma negocierii cu fiecare copil în parte, bine, cel de 2 luni nu are ce să negocieze, acum asta e, dar mai încolo vine vremea și negociază.
astfel încât în urma negocierii să se ajungă la niște reguli comune pentru o anumită perioadă de timp. Și desigur, regulile se schimbă funcție de vârsta copilului, că ai niște reguli la 3 ani, când copilul are 3 ani, altele la 11, altele la 15, altele la 18, mai încolo nu mai ai reguli pentru copil, că nu mai contează. De acolo și-a luat zborul și treaba lui. De asemenea, este important să anunți copilul că nu-i treaba ta nici să îi suporți mofturile, cum nu-i nici treaba lui să-ți suporte ție mofturile, da? Adică regulile sunt cu dublu sens. Atenție! Nu înseamnă că părinții sunt stăpâni și copiii sunt sclavi. Sau invers. Părinții sunt sclavi și copiii sunt stăpâni. Nu! Sunt parteneri. Efectiv, sunt parteneri. Cum fac să fac acest parteneriat rămâne de văzut. Ok. Hai să iau și întrebările de pe chat. Ia să vedem ce întrebări au apărut pe chat și ce întrebări mai apar. Ia să vedem. Sabina, bună, Loredana, îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi, te iubesc. Superb, Sabina. Sabina. Ia să vedem. Gabriela, eu nu prea văd de aia, mă uit așa. Vreau să-ți văd pantalonii. Hai să-mi arăt pantalonii. Ăștia sunt pantalonii. Să văd, da, și sosetele și papucii așa. Da, aici, de sus sunt o lady, da? Jos sunt o super lady. Cu pantalon de stat prin casă. Așa că este super ok. Ăștia sunt pantalonii. Ia să vedem. Laura, mulțumesc, te iubesc și eu te iubesc. Și cu mare drag. Rodica, bun găsit, mulțumesc, cu mare drag. Ia să vedem. Un pupic de la Mihaela Ciubotariu, cu mare drag. Multe, multe salutări de la ceilalți și eu vă salut, dragilor. Maria, o îmbrățișare, superb. Mariana, mulțumesc frumos și eu mulțumesc. Ia să vedem, Mariana, virtual reality glasses. Nu știu, nu ți-ai ce vrei să zici. Habar n-am, știu engleză, dar nu înțeleg asta. Ok, ia să vedem, dar oricum bănuiesc că ceva de bine. Ia să vedem, de la Daniela, îmbrățișări și pupături și eu te iubesc. Ia să vedem, de la Ioana Dumitrescu, multă iubire și eu. Ioana Dumitrescu, asta nu se impune, se simte. Bănuiesc că era ceva din timpul ce am vorbit, nu mai știu acum. Așa, Rodica Anișoara. Am ascultat în ultimul timp pe părintele Arsenie Papa Cioc, care a fost în închisoare comunistă 40 de ani și am realizat că spune același lucru care le spui tu. Să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne iubim, să fim smeriți, adică să ne vedem de pătrățica noastră, super tare, să nu fim miloci, să cerem, dăm Doamne și altele, dar eu le-am auzit întâi de la tine. Ba, ce tare, habar n-aveam. Mulțumesc! Să știți că mi-a mai zis cineva că eu vorbesc ce spune și în Biblie. Eu nu am citit Biblia, deci... Nu știu, dar am avut la un moment dat, într-o perioadă, niște dialoguri foarte faine, niște comentarii pe niște video mai vechi, cred că am trecut, erau dialogurile astea, cu o maică, o măicuță, nu știu ce mănăstire a zis ea că e, habar n-am, care e făcuse și facultatea de teologie, habar n-aveam că maicile fac facultatea de teologie, nu știam, ok, și ea mi-a spus... Ea traducea practic în comentarii, chiar foarte mișto, traducea în comentarii, îmi traducea ce am spus eu în video cu nu știu ce pasaje din Biblie. Habar n-aveam, frate, că asta scrie în Biblie și eu chiar i-am spus atunci, zic, cred că tu ai face un lucru extraordinar să traduci Biblia pe înțelesul tuturor. I-am spus, dacă te gândești vreodată, eu te pot ajuta să te învăț cum să vorbești, practic, dacă e nevoie. Nu știu dacă avea nevoie sau nu, că doar n-am auzit-o la cum vorbește, am văzut doar cum scrie. Deci ea, practic, traducea tot ce spuneam eu, că ea știa Biblia pe din afară, cu nu știu ce pasaje, le traducea și le băga, păi da, că în Biblie scrie la pasajul ăla, da. Deci m-a impresionat, habar n-aveam și am spus, Doamne, deci eu nu știam că lucrurile astea se spun în Biblie. Ea mi-a spus, de altfel, povestea când te căsătorești, și în Biblie scrie că îți lași părinții. Și în Biblie scrie și te duci cu soțul tău. N-am știut că scrie treaba asta în Biblie, că dacă n-am citit... Asta e, eu n-am citit, frate. Pentru mine e un limbaj mult prea complicat, e nevoie de traducere. Așa. Mai spunea că bărbatul se crede capul femeii, dar ea este inimă. Deci, frate, niciun nu este capul nimănui din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, fiecare cu capul lui și cu inima lui. Însă, în relație, ei să se completeze, ei practic să...
să fie fiecare întreg emoțional astfel încât să călătorească sănătos. Da, super, mulțumesc! Super, Rodica, habar n-aveam, nici nu știu cine este părintele, Papacioc, Arsenie, habar n-am, dar super tare, super tare. Culmea este că eu am avut și, bine, anul ăsta nu cred că am avut, dar anul trecut, adică până anul trecut am avut clienți care erau preoți. Și extraordinar de altfel, e extraordinar pentru că aveau diverse întrebări și căutau răspunsul tot în ei, pentru că asta face un coach. Te ajută să-ți găsești răspunsul în tine, nu în celălalt. Deci eu când sunt coach, nu dau niciun sfat nimănui. Acum sunt mentor. De asta explic mecanisme, spun ce se întâmplă. După valorile mele, principiile mele, gândurile mele. Dar când sunt coach, nu spun nimic despre mine. Nu știe nimeni ce gânduri, dacă gândesc așa sau gândesc altfel. Bun, super. Așa că am lucrat și cu proza din perspectiva asta. Laura Gabriela, da, super, Laura, te iubesc. Ia să vedem. Daniela, bună ziua, bună ziua, draga mea, și te iubesc. Nicoleta, de aplauze, super, mulțumesc. Daniela, tu crezi că e un destin, îl putem influența? Da. Deci eu nu cred că ne naștem cu ceva predestinat, nu știu, posibil să fie așa, dar indiferent de situație, ce cred și aici știu și am văzut, este că fiecare, și aici analiza tranzacțională explică foarte bine cum e cu crearea destinului, cum e cu crearea scenariului de viață și cum e cu schimbarea scenariului de viață, ce am văzut foarte clar că oamenii își pot schimba destinul. Știați că oamenii își schimbă inclusiv ADN-ul în timpul vieții? Dacă se vindecă de anumite lucruri, dacă se schimbă componentele acolo, interacțiunile între componentele chimice? Epigenetică se numește. Știința e deja o știință, așa că luați și studiați. E ceva incredibil că ne schimbăm inclusiv ADN-ul. Adică eu acum nu mai am același ADN ca atunci când m-am născut sau ca acum 5 ani. Ceea ce e extraordinar. Deci e clar că pot schimb și destin, pot schimb tot, dacă inclusiv la nivel de ADN pot umbla. Înțelegeți? Deci da, se poate influența. Ia să vedem, Liana, Paul. Aud mereu în anturajul meu că altora le place că suntem bine, dar niciodată mai bine decât ei. Pentru că oamenii nu știu încă să iasă din ipocrizie și din invidie, nu știu să iasă încă și se compară. Asta fac, se compară. Atâta vreme cât îți compari viața ta cu altcuiva, nu faci altceva decât să te abuzezi pe tine și să-ți aduci o stare de nefericire sau o stare de fericire falsă. Că, de exemplu, te poți compara, eu sunt mai bun, sunt mai deștept, sunt mai frumos decât ăla, e un prost, un tâmpit și un cretin. Ok, deci nu faci altceva decât să-ți aduci în interiorul tău un fel de adevăr fals, care nu face altceva decât într-un final se transforme într-o mare auto-minciună, iar pe de altă parte se transforme într-un sentiment de vinovăție și ajungi să te simți vinovat fără motiv și nu știi de ce. Ei, iată unul dintre motive. Sau, din contră, ăla-i sfânt, ăla-i înțelept, ăla-i... eu nu o să ajung niciodată așa, eu sunt varză, sunt vai de capul meu. Și atunci, evident, ți-ai asigurat calea scurtătura spre nefericire. Indiferent cum o dai, nu este ok. Cum este ok să spui, ok, omul ăla are călătoria lui, are viața lui, are traumele lui, are durerile lui, are nivelul lui de cunoaștere, nivelul lui de vindecare, nivelul lui de orice, așa încât nu am cum să mă compar cu el nici în sens pozitiv, nici în sens negativ și nici el cu mine. Așa încât nu mai mă împiedică să mă bucur de ceea ce a obținut, nu mă împiedică nimica. Eu nu știu dacă el a obținut ceva, mi-a dat mie peste nas că eu n-am obținut. Nu, ba din contră, omul ăla mi-a arătat că se poate. Deci pot și eu să obțin sau pot și eu să fiu sau pot și eu să ajung acolo. Ba chiar pot să-l întrebă, tu cum ai făcut că poate o bucată din rețeta ta mi se potrivește. Nu toată, evident că vorbeam, că suntem unici. Dar o bucățică mică poate o folosesc și eu. Gabriela, salutare, Gabriela, Elena, super, Monica, Andrei. Și dacă copiii insistă că nu vor niciun fel de reguli sau dacă participă la negocieri, dar nu respectă mai apoi regulile, cum e necesar să procedeze părinții? Păi este foarte important să părinții să-și asume autoritatea pe care o au asupra copiilor. Adică contractarea copiii să fie una foarte fermă. Până la 18 ani, acestea sunt regulile în această casă. Adică o chestie foarte fermă și sunt reguli care să te ajute să devii un adult întreg emoțional. Deci nu sunt reguli ca așa vreau eu, că mi s-a năzărit mie. Și tocmai mă abțin și fac tot posibil să nu te abuzez, să nu mă abuzez și așa mai departe. Adică ai un dialog sănătos cu copilul. Nici pe pune-l în fața faptului, dar nici lasă-l pe el să decidă ce și cum în ceea ce te privești, în ceea ce privește relația voastră. Este ca și cum acum în carantină sunteți obligați să stați
Împreună. Păi hai să facem niște reguli dacă tot creștem împreună. Și pentru că tu ești autoritatea și nu este copilul autoritatea. Tu ești autoritatea din casă pentru că tu știi care reguli sunt bune și care reguli nu sunt bune. Atunci tu propui aceste reguli și le aduci. Ele să rămână așa cum le-ai propus, doar că le dai nuanța în urma negocierii cu copilul. De exemplu, dacă regula este să se ducă gunoiul. Ok, sunt treburile casnice. Foarte important. Sunt treburile casnice. La treburile casnice participă toată lumea. Nu contează câți ani are copilul. El face ceva. Dacă are 2 ani și mai poate să înțeleagă deja ceva, 3 ani, să strângă jucăriile, de exemplu. Asta e regula pentru el. Înțelegi? Când ajunge mai mare, habar n-am, să-și facă și patul, să contribuie să ducă gunoiul, să facă mâncare, dar nu în sensul să-l exploatezi. Deci să ne înțelegem. Tu faci aia, eu fac aia, taică tu faci aia, maică ta face aia, frate tu faci aia, adică o chestie de comun acord și de utilitate comună. Nu o să ajungi să exploatezi copilul, tu să stai în pat, cum am făcut eu, da? Eu așa am fost în copilărie, găteam, spălam, făceam de toate pentru toți. Și părinții, nu mai zic ce făceau. Deci nu așa, care se numește exploatare, evident, nu. Dar în schimb poți să ajungi la o înțelegere. Desigur că atâta vreme cât tu ai o atitudine slabă, ai o atitudine care te lași ușor manipulată, ai o atitudine în care te simți vinovată, te simți obligată, ai niște chestii nevindecate în tine, crede-mă, copilul le va exploata. Și cel mai bun profesor de viață pentru noi sunt copiii noștri. Ei ne arată imediat unde sunt slăbiciunile noastre și ce avem de lucrat. Că pe noi ne enervează și începem să-i abuzăm bătându-i, jignindu-i și așa mai departe ca să tacă din gură sau ca să așa, nu arată altceva decât neputința și neștiința noastră de a gestiona acele lucruri. Așa încât este nevoie de reguli clare. Și este nevoie de consecințe clare. Nu chestii negociabile. Unele sunt negociabile, într-adevăr, altele nu sunt. Ca respectul de sine, de exemplu, respectul față de celălalt, nu e o chestie negociabilă. Nu mă respecti când ai chef și cum ai chef. Nici eu nu te respect când am chef și cum am chef. Dar, în general, copiii își permit lucrurile astea în momentul în care părintele nu este aliniat cu el. În care copilul are chestii de întors și de manipulat. Și copilul este foarte bun manipulator. E firesc, face parte din mecanismul de a trăi. Liana, ce părere ai tu? Mulțumesc. Ce păream eu despre ce, nu știu, da? Mă rog. Lana, bună ziua din Newhen. Super, draga mea. Vă mulțumesc, vă ascult cu mare drag. Cu multă iubire, te iubesc și eu. Ia să vedem. Laura, Gabriela, legat de copii, de ce simți ca mamă că nu știi ce să faci și cum să crești copiii și ai mereu un sentiment de frustrare? Pentru că, într-adevăr, nu știi ce să faci, de aia. Pentru că în interiorul tău nu ești încă aliniată, de aia. Pentru că în interiorul tău, ca mamă, este un interior de om. Când omul nu este aliniat cu valorile lui, cu principiile lui, sau nici nu și le cunoaște, sau nu știe exact pe ce pământ calcă și e ca funza în vânt, are frustrări, are de toate, evident că, exact cum am spus înainte, copilul vine, care este o entitate genială, și pune degetul exact pe bube. Și uite așa apar nervii la părinți, apar frustrările, apar toate cele, pentru că nu știu cum să le gestioneze. Asta înseamnă că ai nevoie de cursuri de dezvoltare personală. Înainte de cursuri de parenting, ai nevoie de cursuri de dezvoltare personală. Ca tu să fii aliniată cu tine, astfel încât copilul când vine cu o chestie, altă chestie, că tu te aștepți sau de cât era potrivit sau etc., să nu te scoată din zona de confort și să rămâi aliniată în continuare. Asta e întreagă tehnologie, să zic așa. Același lucru eu îl asociez foarte mult cu companiile. Se întâmplă același lucru. Deci e nevoie de informație. Ia să vedem. Daniela Geta, nu se mai transmite? Ba da, mie mi-arată că se transmite. La mine s-a oprit, Daniela. Nu știu de ce s-a oprit la mine. Văd acum că sunt 92 de persoane. Ia să vedem. Raluca, salutare Loredana și mulțumesc. De câțiva ani sunt single. Îmi creez mereu un tipar de om minunat, inteligent, cu simțul umorului pe care aș vrea să-l întâlnesc. Dar apoi se întâmplă ceva și... Se întâmplă ceva și nu întâlnim pe aceeași lungime de undă. Oare ce fac de-i respind la nivel de subconștient? Păi este foarte simplu. Este posibil ca să fi început cu sfârșitul. Adică să fi început cu ce vrei tu să atragi, ceea ce este extraordinar, să ai un ghidaj, însă în același timp tu să nu fii încă așa cum
sau cum să zic, să fii la nivelul omului pe care vrei tu să-l atragi. Adică, ce vreau să spun, la nivel emoțional, nu un nivel altfel, da? Deci, din câte înțeleg, tu cauți un om echilibrat, tu cauți un om un întreg emoțional, inteligent, minunat, cu simțul umorului și așa mai departe. Ok, e important să te întreb dacă tu, în momentul de față, ești un om echilibrat, ești un om minunat, ești un om care nu are răni și nu calcă strâmb, ești un om care se cunoaște pe el, este în aliniere cu el sau mai ai de lucrat? Pentru că de foarte multe ori noi ne dorim niște oameni minunați și extraordinari în jurul nostru, că avem noi niște idei în cap. Dar în realitate eu dacă sunt, nu știu, încă mă comport cu nervi, încă sunt invidioasă, încă îi judec pe alții sau din contră sunt foarte pasivă, sunt foarte cu flu-flu și nu prea sunt în contact cu realitatea mea, habar n-am. Sau poate am niște răni care nu sunt vindecate, sau poate am niște chestii. Evident că oamenii aceia minunați și extraordinari, în momentul în care mă vor întâlni, eu voi exprima rănile mele sau voi exprima nealinierea mea sub o formă sau alta și automat nu prea ne mai întâlnim. Asta înseamnă că să ajungi pe autostrada oamenilor de genul acesta, este nevoie să îndeplinești și tu aceste criterii. Așa că spor la treabă, draga mea. Ana Maria, bună ziua Loredana, felicitări pentru tot ceea ce faci pentru noi. Te iubesc și eu te iubesc, draga mea. Daniela, vă rog, spuneți-mi se mai transmite. Daniela, da, se transmite. Gabriela, da, ok. Mariana, te iubesc, ești minunată, mulțumesc la fel. Daniela, tu crezi că e un destin, îl putem influența? Am răspuns la asta, da, mulțumesc. Laura, Gabriela, mulțumesc și eu. Gabriela, Elena, pentru cei interesați de parenting, eu aș recomanda comunicarea non-violentă. Desigur, sunt video cu Monica Rio, fac soluții astfel de ok, educarea copiilor. Bun. Bun, deci cam astea sunt. Cam astea au fost cele din ziua de astăzi. Așa că, dragilor, dacă vreți mai mult decât atât să fundamentați într-adevăr propria persoană, este foarte important să începeți cu voi. Deci ați observat că eu pot să vorbesc aici 3 săptămâni, frate. Eu sunt un om din exteriorul vostru. Câteodată vorbesc chestii minunate, câteodată pot să vorbesc niște mari prostii. Nu contează. Ideea este că fiecare dintre voi își trăiește viața după propriile valori, după propriile mecanisme de gândire, după propriile nivele de vindecare sau nu și așa mai departe. Așa încât este nevoie de cunoaștere. Și nu numai de cunoaștere, este nevoie ca ulterior cunoaștere să pui în practică acea cunoaștere. De aceea, eu când am fondat Academia, am făcut-o cu un scop foarte clar, să formez specialiști care ulterior să lucreze cu oamenii. Așa încât pentru cei care fac cursuri în Academia, asta e regulă de când am pornit Academia, ok, faci cursul, înveți mecanismele, înveți la nivel de teorie, să zic așa, cum ar fi bine, cum nu ar fi bine, dacă faci aia ce se întâmplă, dacă nu faci aia ce se întâmplă și așa mai departe. Dar dacă nu aplici în viața ta, sunt egale cu zero. Înțelegi? Deci de aceea în Academie ce e foarte important este că poți să lucrezi cu colegii din seriile celelalte și din seria ta de curs, în care să poți să fii client și coach dacă faci cursul de coaching, astfel încât să implementezi în viața ta reală. Pentru că astea altfel sunt vorbe, sunt niște vorbe spuse de Loredana, de Părintele X, de Popescu, de Vasile de Ionescu. Sunt vorbe și e păcat. Pentru că sunt niște resurse extraordinar de mari și le poți pune în practică. De aceea, cu multă, multă iubire, te aștept la următoarele cursuri din Academie. Pe de o parte, la cursuri, după care, odată intrat în Academie, ce înainte de cursuri? Odată ce plătești, practic, intri în Academie și poți să beneficiezi de sesiuni gratuite de coaching, de sesiuni gratuite de speaking, de orice. Sunt foarte multe proiecte în Academie cu colegii, astfel încât să crești într-adevăr. Eu am o convingere foarte puternică și anume că împreună creștem. Eu n-am crescut singur în vârf de munte, ca să fiu mai explicită. Eu am crescut cu oamenii, fraților, deci cu oamenii cresc. Așa că cu multă iubire pentru a înțelege toate aceste mecanisme pe de o parte și pentru a le aplica pe de altă parte, te aștept la cursuri. Cursurile anului 2020 sunt următoarele în Academie, eu le susțin. Cursul de relaționare sănătoasă prin tehnici de analiză tranzacțională, unde înveți cum să îți creezi propriul destin, cum să-ți faci propriul scenariu al vieții și o să înțelegi și cum ai devenit ceea ce ești până în momentul de față. Cum ți-ai făcut scenariul vieții până acum? Care au fost mecanismele din spate prin care tu astăzi ești într-un anume fel și nu într-un alt fel? Vei înțelege practic cum e posibil ca, nu știu, să,
să fie atât de diferit sau atât de asemănător cu frații tăi în condițiile în care a stat în aceeași casă sau poate a stat în chestii diferite. O să înțelegi foarte multe lucruri, chestii care desigur te ajută să te cunoști pe tine și să înțelegi mecanismele prin care funcționează și alți oameni, totul de fapt pentru a-ți crește calitatea vieții, că eu de-aia fac, frate, cursurile astea, că nu că mă plictisesc și n-am ce să fac, pentru a crește calitatea vieții și de-aia le și aplic pentru a-mi crește mie calitatea vieții în primul rând, după care și oamenilor care interacționează cu mine. În luna mai este cursul de Practitioner Coach în care înveți două lucruri esențiale. 1. Cum să lucrezi cu tine pentru a obține ceea ce îți dorești și 2. Cum să lucrezi cu alții în calitate de specialist în coaching. Coachingul este un proces de sine stătător, exact cum e, nu știu, să spun contabilitatea. Dacă faci contabilitate și ești contabil, așa faci coaching și ești coach. Ca lucrurile să fie clare, că oamenii cred că, nu știu, coach o fi ceva de dă-n-bobi. Nu, nu. Deci, practic, un coach te însoțește să obții cu rapiditate ceea ce tu îți dorești. De altfel, adesea mi se spune în urma unei sesiuni pe care o face cineva cu mine, îmi spune, wow, Loredana, prin sesiunea asta care a durat o oră, eu am câștigat 5 ani din viața mea. În general, asta se întâmplă. Coaching-ul vine de la performanță și poți să obții foarte clar rețeta ta de succes și rețeta ta de eșec, astfel încât să știi cum să aplici în ceea ce îți dorești tu. Bun, pe de altă parte, în luna iunie este cursul de Public Speaking and Training, unde înveți cum să-ți gestionezi emoțiile când vorbești în fața unui public, și pe de o parte și pe de cealaltă parte, cum să ai un cap și o coadă, da? Cum să faci o structură. E foarte importantă structura, nu că te-a pus să vorbești și vezi tu ce-i vorbi. E foarte importantă structura. Și cum să faci lucrurile acestea astfel încât să aduci valoare în jurul tău. Tot în iunie este cursul de leadership, care este un curs genial în care te învață cum să-ți conduci viața pe de o parte și cum să conduci viața celorlalți care depind de tine, de gen copiii tăi sau dacă ești manager, angajații tăi sau dacă ai o companie, oamenii din compania ta. Aici sunt elemente importante, esențiale, care țin de managementul timpului, conflictului, resurselor, crizelor și așa mai departe, de jocuri de manipulare, de chestii sistemice și, desigur, foarte multe elemente din coachingul de grup, coaching de echipă, coaching de manager, coaching de familie pe care îl iubesc de altfel, coachingul cu elevii, iar pentru cei care au făcut cursul de practitioner coach, acesta este și curs de master coach, pentru că aici intră în feblețurile, să zic așa, ale grupurilor. În septembrie și decembrie sunt alte cursuri de practitioner coach, ca idee în fiecare an am 4 cursuri de practitioner coach, celelalte cursuri sunt o singură dată pe an. Iar în noiembrie este cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP, în care înveți cum să îți vindeci rănile emoționale. Fie că ai suportat diverse abuzuri, ai diverse răni, diverse nedreptăți, diverse lucruri ți s-au întâmplat, cum să reușești să treci peste ele, nu în sensul de a le pansa și de a te face că nu există, că știm că nu funcționează, că răspund, ies la suprafață prin comportamente, ci pur și simplu o vindecare sufletească. E genial. Și avem 7 tehnici de NLP, ne reprogramăm. Și cursul de reprogramare mentală va fi anul viitor în martie, care tocmai a fost săptămâna trecută, deci e anul viitor în martie, tot prin NLP, în care înveți cum să-ți reprogramezi mentalul. Așa încât te aștept cu multă iubire la oricare din aceste cursuri. Ca idee, cu cât plătești mai repede un curs, cu atât beneficiezi de un discount mai mare, că e pe principiu că dacă stau mai mult la mine banii tăi, evident este firesc să-ți ofer ceva în schimb. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752163163. Până atunci, alege să lucrezi cu un specialist, am pus și aici în video un link, să poți să te înscrii în grupul pe care tocmai l-am făcut pe Facebook de Academia de Coaching Salvează România, un grup în care specialiștii din Academie lucrează în regim de voluntariat. Alegeți un coach, alegeți un trainer, alegeți ce ai tu nevoie de acolo, participă la training-ul, la ce se întâmplă acolo, la sesiuni de coaching, astfel încât să crești cu tine, este gratuit. Dacă vrei, desigur, mai mult decât atât, te aștept la cursurile de care am vorbit în Academie. Așa încât soluții există, întotdeauna sunt la îndemâna noastră, important este dacă vrem într-adevăr să le accesăm și ne asumăm angajamentul. Restul sunt povești. Până una alta, adu-ți aminte că e o perioadă extraordinară în care să te întâlnești cu tine. Indiferent prin ce ai trecut, indiferent prin ce treci, adu-ți aminte că da, se poate. Te pup și te iubesc. Și ne vedem mâine la ora 2 pentru a continua mentoring-ul. Deja răspund la întrebările din formularul mai nou, să zic.
Vă pup și vă iubesc. Pa!